Pompierii detașamentului DEV au luat măsuri ca trecătorii să nu fie supuși niciunui risc de accidentare, care ar fi putut apărea din cauza zăpezii, gheții și a țurțurilor formați pe acoperișul clădirii Consiliului Județean Hunedoara. Aceștia au intervenit cu o auto specială de intervenții și salvare de la înălțime și au curățat șarpanta astfel încât toți cei care au străbătut acea zonă să fie în siguranță.